9 percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Hunedoara, Buzău, Ilfov și în București de polițiștii și procurorii DIICOT, într-un dosar privind o grupare de traficanți de migranți vietnamezi. Potrivit anchetatorilor, rețeaua opera la granița româno-maghiară. 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de alte 4 a fost dispusă măsura controlului judiciar. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate sume importante de bani, 4 autoturisme, un pistol cu gaze pentru care nu este deținut autorizație, dispozitive mobile pentru comunicare, numeroase înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. Dintre actele de urmărire penală efectuate, a rezultat că începând cu anul 2019, mai multe persoane de naționalitate română și vietnameză au creat o filieră infracțională cu ramificații în mai multe state din estul Europei. Sub coordonare unor lideri români și vietnamezi au acționat în scopul traficării migranților de origine vietnameză în Germania, Cehia, Franța și Marea Britanie. În cursul cercetărilor au fost reținute 13 transporturi cu un număr de 101 migranți ilegali, o parte dintre aceștia fiind depistați la granița româno-maghiară. Pentru serviciile oferite, rudele migranților rămase în țara de origine, îndatorându-se în condiții împovărătoare, au achitat în Vietnam membrilor grupării infracționale sume cuprinse între 4.000 și 8.000 de euro în funcție de țara de destinație, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. Migranții recrutați de membrii grupului infracțional erau transferați temporar de la locurile de muncă situate pe întreg teritoriul României în locații de tip safe house din București. Pentru optimizarea transporturilor au fost grupați câte 8-10 migranți și îmbarcați în autoutilitare sau autocamioane prevăzute cu compartimente special create pentru disimulare, punându-le astfel în pericol viața. În cursul acestei zile urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertății din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a 6 dintre inculpați și a arestului la domiciliu pentru cel de-al 7-lea pe o perioadă de 30 de zile.